Cineva o mai ține minte pe Olia Tira de pe vremea când abia se lansa în showbiz? Nu ați avea șanse să o recunoașteți. La începutul carierei, mama era cea care îi croia noile ținute. Și am fost eu singură, cu mama mea și, de fapt, nu pot să vă zic că nu am avut foarte mulți bani, chiar puține, și ceea ce am făcut și cu ce am îmbrăcam eu. Deci a fost cusută ori de mama mea, ori de niște croitoreiase de la noi din Cahul, sau puteam să combinăm ceva haine una cu alta. Bărbații din Moldova au desemnat-o în acest an cea mai sexy, deloc întâmplător. Rochiile originale asortate cu bijuterii și accesorii moderne ar da de bănuit că interpreta are o armată de stiliști în spate. Timpul, bineînțeles, am început să colaborez cu niște designere autohtoni. Eu țin minte că am făcut cunoștință cu doamna Valentina Racincu. Acum colaborez cu mai multe designere autohtone. Cea mai principală este Iulia Aller, pentru că la dânsa pot să comenz ca și rochile pentru și costumele pentru scenă, atât și hainele pentru viața zi cu zi, și cu Eugen Hodoroșcov. Dacă sincer, mai mult îmi place să fac cumpărăturile peste hotare. În primul rând, ai mai multe varietate. În al doilea rând, câteodată prețurile la noi în magazine sunt exagerate. Dacă în trecut eram mai mult așa cam războinița, nu știu cum să fie în română, dar așa e. Atunci, acum sunt mai feminine, acum sunt, mă simt mai împlinită. Zilele obișnuite, vedeta alege ținute legere, comode, dar numai puțin stilate. Așa cum sunt în ziua de azi, deci după dispoziție, în primul rând, atunci când mă trezesc și înțeleg că sunt foarte feminine în această zi, foarte romantică, bineînțeles că îmbrac o roche romantică și frumoasă, tocuri și așa mai departe, un machiaj mai tare. Dar câteodată sunt și zilele când îmi place să fiu foarte liberă, în mișcare și așa mai departe. Sunt jeans, tenis și o bluză, nu știu. Câteodată se întâmplă și experimente tot avantgardă și nu prea reușite. A fost o lucrare neprelucrată. Atunci când am ieșit la preselecție la Eurovision în anul 2010, vestimentația mea atunci arăta un pic așa dezastru și multă lume nu a înțeles și multă lume a bârfit acest moment. Tira Ungureanu îi sunt pe plac atât tonurile tari, cât și nuanțele pastelate. I-au plăcut mereu experimentele, începând de la podoaba capilară care a fost tunsă și vopsită după cum îi era dispoziția stăpânei. Experimente cu părul, deci am făcut... Eu cred că eu sunt cea persoană care a făcut cele mai multe experimente cu păr și îmi plăcea acest moment și acum îmi place, pentru că pentru orice femeie, și eu, de fapt, eu cred că noi femeile suntem foarte fericiți de acest fapt că noi putem să ne schimbăm cofură și să devenim o altă personalitate. Putem să vopsim părul, putem să-l
să ne tundem și așa mai departe. Și asta este foarte, foarte faină. Olia a recunoscut că a căzut și ea pradă trucurilor artificiale de înfrumusețare. Ea ca unghii false niciodată n-am avut, dar gene false, da, da. Și asta atât. Gata, nu mai am nimic fals. Blondă, roșcată sau tonată, tot Olia Tira rămâne. Frumoasa din showbiz care se deosebește dintr-o mie la orice vârstă. We know she's there.